Ne-am întors în direct, iar în platou alături de noi este Nelly, sora lui Ionuț. Bună ziua, doamnă! Bună Știu ziua. Că nu este numele dumneavoastră Nelly, o să vă spunem așa în seara aceasta. Locuiați dumneavoastră în aceeași casă? În aceeași casă cu fratele meu, cu soția lui și cu cei trei copii. Dar am locuit de când a fost primul copil. Tot timpul. Păi erați deci o familie mare și da. Erați acolo și bunici, și părinți, și copii, da? Și, da. Cu toate astea ea pleca, înțeleg, în fiecare zi, nu se știe unde, deci cu toată familia soțului lângă ea, adică putea să plece, așa nu întrebați unde merge? Nu întrebam, pentru că era intimitatea ei și nu voiam să creăm discuții între ei, să spună, știți cum e, se bagă sora ta sau se bagă fratele tău. Își găsea nenumerate pretexte să se ducă unde voia ea, nu știm unde. Ca și mamă, vi se părea o mamă dezinteresată? Ca și mamă, din punctul meu de vedere, nu sunt mamă, dar îmi pot da cu opinia pentru că am locuit și am trăit lângă ea și am văzut. Nu are instinctul acela matern să fie apropiată de copii, să fie grijulie, dacă am mâncat. Dar față de fratele tău, crezi că are sentimente? În momentul de față, nu. Sau de la început, că dacă, indiferent ce s-ar întâmpla, sunt totuși, nu e o relație de lungă durată și dintr-o dată lucrurile de la primul copil au degenerat. Păi, din punctul meu de vedere, cu ea, de la început, să spunem că era apropiată de fratele meu, că na. Știți cum e. La început totul e frumos. Dar și după primul copil, pentru că au apărut alți doi, două fete gemene, adică... Știți cum stă treaba? Noi tot timpul... Și destul de repede au venit ele. Toate discuțiile noastre dintre noi și ea au fost strict din cauza copiilor. Niciodată pe alt motiv. Acela fiind, Simona... Da, să nu-i dea, mă scuzați. Vă rog. De ce nu stai cu copiii? Băi, uite, plâng copii. Uite, vrea să stea cu tine. Simte nevoia de mamă. Fetele când au apărut, aveau colici. Adică noi o rugam efectiv să o pună pe burtica ei pentru a nu mai plânge. Nu o interesa. Adică venea acasă, pleca la părinții ei să îi ajute cu o afacere, să nu spun despre ce este vorba. Trecea acasă puțin, doar venea să facă o poză, să-i trimită fratelui meu că este acasă cu copii, se punea în altă cameră să doarmă, se trezea și pleca la părinții ei. Adică... Dar atunci cum vă explicați lupta ei? Pentru că poate că acum s-a bazat pe faptul că are familia întreagă a soțului care are grijă de copiii ei, dar în momentul în care își va lua copiii, va trebui să-i crească singură. Sau, mă rog, cine o poate ajuta? Că Bona clar nu se va duce la ea. Da. Cineva din familia ei are cine? Din punctul meu de vedere, nu are cine. Doar să angajeze 3-4 bune. Și atunci s-ar putea să vadă ce înseamnă greul. Dați seama că... Dacă luptă pentru copii, înseamnă că își asumă acest greu. Doamnă, mă scuz dacă vă întrerup. Ea mizează și pe faptul că eu nu renunț la copii. Adică ea, eu cred că mintea ei totuși crede că dacă o să câștige copii, automat o să merg și eu după ea. Adică după copii, nu după ea. Nu te mai duce după ea? Doamna, în momentul de față, după tot ceea ce a făcut cu poliția, adică eu încă de la început i-am spus, hai să nu mergem la poliție, din contră am sunat și întotdeauna am sperat să găsim o alternativă. Am conversații între mine și tatăl ei în care l-am sunat și l-am rugat, haideți să mergem la notar, provizoriu, să facem o convenție în care copiii să rămână și la mine și la ea, ca să nu ajung la poliție, nu vreau să-mi traumatizez copiii. Doamna, aveam și pe nașa martor. Vă dați seama, s-a făcut o discuție acolo cu, nu doar cu oameni din familie, și oameni din afară, ca să avem ceva martori care să ne confirme. Am sunat și am spus, domnule, vă rog frumos să ne întâlnim a doua zi sau și chiar și astăzi, dacă vreți, să mergem la notar. Așa. Este și nașa aici prezentă. Mi-a spus că nu poate veni în seara, în ziua respectivă, că avea nu știu ce treabă, și să-l aștept a doua zi dimineață la 10. Eu am așteptat a doua zi dimineață la 10 să vină. Nu l-am sunat la 10, nu l-am sunat la 11, l-am sunat la 12. Bună ziua! A spus că ne întâlnim astăzi la notar ca să terminăm. Că vă dați seama, și eu aveam jobul, nu m-a avantajat pe mine să rămân în permanență în România. Că dacă asta eu locuiesc acolo de atâția ani de zile. Nu a venit. Mă trezesc a doua, a treia zi după discuția pe care am avut-o cu el, că am instanță, ordonanță prezidențială la Tulcea, la Babadac, în zona lor. Eu nu am fost anunțat, nu știam nimic, decât că era pe site. Dar pentru ce era? Ordonanță prezidențială pentru stabilirea domiciliului copiilor. A copiilor. Acum eu vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră, nu știu dacă veți avea ce să lucrați în România. Va trebui să plecați din nou în afara țării. Cu cine vor rămâne acești copii dacă vi doriți la domiciliul dumneavoastră? Că e cumva nedrept și pentru mamă. Ea se luptă în instanță să-i crească ea. Dumneavoastră vreți să-i creșteți dumneavoastră, îi câștigați, după care plecați în Danemarca o lună, două. Și ei rămână
o să rămână cu bunica, cu sora, cu ceea ce... Da, e obligat el să rămână Mirela. E obligat pe hârtie, dar în realitate copiii trebuie să mănânce. Și el nu o să aibă ce să le dea. Știm și zona, și zona aceea de sud-est a țării, că nu sunt locuri de muncă și că există și acolo șomaj. Și atunci va trebui să plece în Danemarca și o să rămână copiii cu neamurile. Nu cred că acesta ar fi un impediment ca să rămână în România. Să știți că este, pentru că ea vă poate invoca faptul că ați luptat să-i luați copiii numai de al naibii, poate să zică, și de fapt nici nu stați cu ei, că taică-su e în Danemarca și vine odată la 3 luni. Și copiii stau cu bună sau cu mama mare, cu... Mătușa cu cine se nimerește. Mătușa cu cine se nimerește. Și atunci copiii din doi părinți care se luptau pentru ei, nu-i crește niciun părinte. Știți? Este, da. Paradoxul. Ăsta e paradoxul. Vreau să vă și răspund. Vă rog. Deci, inițial, prima mea dorință este ca eu să pot lua copiii cu mine. Și dacă nu pot să iau copiii și totuși copiii rămân la mine, voi rămâne acasă. Are cine să controleze business-ul de acolo. A stat fratele meu până acum acolo, doar ce a venit acasă pentru o mini-vacanță, iarăși o să plece. Adică sunt și oameni angajați care pot să îndeplinească rolul meu. Eu nu trebuie să stau neapărat la locul de muncă. Fosta iubită, soție, mama copilor, noi am tot sunat-o, inclusiv până a început emisiunea. Doamna nu dorește să vorbească, nu dorește să dea niciun drept la replică, nu dorește să intre în direct cu noi. Dacă se va răzgândi, dacă are ceva de spus, tot așa sub protecția identității, noi o așteptăm aici pentru un punct de vedere și pentru a răspunde acestor acuzații. În general, și cred că și domnul avocat, dacă ar fi fost aici, v-ar fi spus același lucru, în România, dacă se luptă și mama și tata pentru domiciliul copiilor, având în vedere că sunt copii atât de mici, care nici nu pot fi întrebați în instanță cu cine vor să rămână, nici nu prea pot fi evaluat psihologic, că sunt prea mici. Are câștig mama. De obicei câștigă mama. Sunt foarte mici copii, un an și 2 ani. Da. Acum, mama a fost evaluată psihologic? Sau ați cerut o expertiză? Asta vreau să-i răspund... Doamnei, când pusese întrebarea înainte de pauză, eu am realizat că are o problemă și am sfătuit-o, i-am spus exact cu aceleași cuvinte pe care vi le spun acum. Măi, uite, tu ai o problemă, haideți totuși să rezolvăm problema ta, lasă copiii să stea la părinții mei, că cum a stat până acum, nu este nicio problemă să stea și de acum încolo, și hai să găsim o soluție pentru tine. Zic, chiar dacă faci o pauză acum cu ei, ăsta este un moment bun și pentru tine. Da, eu vreau să te întreb pe tine un lucru. Tu cu socrii tăi comunici? Da, să vă răspund acum sau să continui? Nu, după aceea, scuze. Vă răspund la final. Exact așa am și spus. Haideți să mergem la un psiholog, să stăm de vorbă cu el, să căutăm un psihiatru, să identificăm problema. Dacă ai o problemă, poate există ceva care se poate trata. Inițial a fost de acord, până când i-am spus că totuși vreau să merg și la detectorul de minciuni, pentru convingerea mea că nu l-ai bătut destul de grav pe băiat. Pe 30 martie i-am spus așa, am 10 întrebări pentru tine la detector, pentru că totuși dacă o să trăim de acum încolo împreună, eu vreau să trăiesc în păcat cu mine, nu vreau să trăiesc cu gândul că plec de acasă și tu o să bați băiatul. Asta i-am spus. A doua zi a venit... Bine, aici a fost o... Ai greșit în momentul în care, dacă tu i-ai oferit ajutorul, că i-ai oferit ajutorul, da? Și ai zis, ok, mergem la un specialist și vedem despre ce este vorba. De obicei, persoanele care sunt depresive, foarte greu acceptă ajutor, foarte greu acceptă că au o problemă. Și atunci, dacă tu ai venit după aceea și ai spus, uite, îți ofer ajutorul, dar faci ca mine dacă vrei să ai acest ajutor, atunci ea s-a speriat sau cine știe ce s-a produs în mintea ei. Eu am o singură întrebare și pe aceea răspuns colegii mele de platou. Ai încercat să vorbești cu ea și să o iei, să locuiți acolo împreună cu copiii, ca o familie? Păi asta s-a și întâmplat. Din septembrie anul trecut, 2022, ea s-a mutat cu copiii la o casă a părinților ei, în județul Tulcea. Eu locuiam în județul Constanța. Apoi eu când am venit, când de fiecare dată când veneam în țară, mergeam și locuiam acolo. În luna decembrie am venit și am rămas acasă până în luna martie. Am stat aproape în permanență acasă. Și am locuit acolo împreună. Ne-am certat destul de des, acesta fiind motivul principal pentru că nu se îngrijea de copil. La un moment dat... Ați fost vreodată agresiv cu ea? Ziceți-mi drept. Doamnă, depinde ce înseamnă agresivitate. Agresiv înseamnă să o loviți și verbal, să o jurați, să o amenințați, să o loviți, chiar și să o atingeți. E agresivitate. Doamnă, verbal am fost. Într-adevăr, am vorbit și eu la rândul meu. Nu, am vorbit urât, că nu, dacă m-ați întrebat, o să vă spun și adevărul, doar că eu niciodată nu m-am trezit, am venit din senin și m-am luat de ea să îi vorbesc cu râs. Întotdeauna a fost
copiii între noi. Pentru că eu, dacă eu eram nemulțumit, i-am spus de atâtea ori, ajunsesem să mă rog de ea să ia copiii în brațe. Pentru că eram cu una dintre fete și spuneam, măi, mai lasă telefonul, ia și tu copiii în brațe, copiii ăștia au nevoie și de tine. Avea 7 ore pe zi pe telefon, m-am uitat la telefon. Și când am văzut timpul de utilizare, m-am speriat. Cum? Tu ai 7 ore pe fiecare zi? Ați văzut că dacă vă uitați la un telefon, are timp pe o săptămână. Da. Deci ea avea 7 ore pe zi utilizate pe telefon. Și răspundeți-mi la întrebare. Ați încercat să vorbiți cu ea și de comun acord, fie la începutul relației, fie ulterior după, să locuiți împreună în Danemarca? Că am înțeles că jobul nostru este acolo. Băi, și... Exact, vă răspund și la asta. Eu am stat acasă din decembrie și ianuarie. Am fost total nemulțumit de ceea ce am văzut, de modul în care se comportau copiii, modul în care acești copii erau îngrijiți și am spus de momentul de față, eu nu mai plec, când plecăm de acasă, mergem împreună cu copiii în Danemarca. Okay. Am cumpărat bilete de avion, cred că pe 12 februarie am cumpărat biletele, să plecăm împreună cu Bona, cei 3 copii și ea. Uh-huh. Ca să vedeți situația cum este. S-a îmbolnăvit băiatul, a fost până la, cred că, 2 săptămâni, a avut o gripă destul de puternică, a făcut și febră peste 40. Iarăși un eveniment care neapărat trebuie să-l zic. A mers la spital seara la 12:01 noaptea copilul, a venit dimineața cu el acasă la 3:00 la 4:00 și la ora 8 dimineața pleacă din nou la Constanța că avea o programare. Iarăși ne-am certat. Păi tu lași cu... Aseara ai fost cu el la spital. Avea febră 41. Ce și... programare avea ea dacă nu... Ea ce mi-a spus, mi-a spus că avea la un doctor. Că nu mai mi-aduc aminte ce... Pentru ea sau pentru copil? Pentru ea. Copilul l-a lăsat acasă cu mama ei. Eu astea le pot demonstra că sunt discuțiile între noi. Că ne-am certat că deși a lăsat copilul iarăși acasă. Cum? Doar ce ai venit cu el de la spital și îl lași singur? Știi ce văd eu? Între voi doi, nici copiii nu vă unesc. Asta nu e relație. În primul și în primul rând, între voi doi nu există o relație. În față nu mai există. Da, dar nu cred că nici la început n-a existat o relație. Pentru că dacă tu... Sau existau sentimente puternice, vă puneați de comun acord amândoi și vă stabileți. Ori ea are o problemă medicală, oriceva se întâmplă, pentru că ea rămâne însărcinată, face un copil, nu se dedică copilului ei, primul, rămâne imediat însărcinată, gândește că e diferența de câteva luni între copii, adică ea a rămas însărcinată la 3 luni de zile când primul tău copil avea 3 luni. Odată ce e născut la un an, diferență unul de ce e gemenele de... Aproximativ 2 ani. Băiatul are 2 ani și 8 luni face. Așa și fetele au un... Așa. Un an și o lună. Totuși distanța e foarte mică. Ceva între voi doi este putred. Pentru că facem un copil, nu comunicăm, nu mă ocup de copil, ne certăm numai din cauza copilului. Da, ea și-a dorit să locuiască cu toată familia ta? Că nici asta nu e ușor pentru o femeie. Da. Păi eu trebuie să vă răspund, vă dați seama dacă mă întrebați. Dacă nu dorea doamna, nu obliga nimeni să vină, că nu puteam să oblig. Poate n-avea de ales, că tu ai plecat în Danemarca și ai zis rămâi aici cu maică mea, cu soară mea, cu bunica mea, cu... Nu există situația așa, nu. Am mers împreună la părinții mei, eu nu stăteam în permanență în Danemarca, pentru că dacă eu aveam copil. Stați și opții mai dinainte. Eu copilul, băiat, l-am avut în Danemarca cu mine până la vârsta de 1 an și 1 lună. Uh-huh. Eu am lăsat acasă și vă spun de ce am lăsat acasă de când s-au născut fetele, pentru că mi-a fost frică să mai iau 3 copii cu mine în Danemarca și pe ea, când noi deja am ajuns să ne certăm destul de des. Da. Pentru că Danemarca, eu am spus că acel detector, dacă eu min ceva, să ia copii pentru toată viața. Eu am spus așa, eu n-am cum să te iau pe tine cu mine în Danemarca, eu vorbesc de anul 2022 când s-au născut fetele, pentru că la modul în care noi ne certăm, vă era teamă că vă luau copii. Vecinii imediat sună. Asta despre asta, eu locuiesc acolo, îi cunosc. Vecinii ori să sune nu după 10 minute, după 10 secunde când noi am început să țipăm și știu că avem 3 copii. Mă scuzați că intervin, știți de ce se referă la treaba aceasta? Pentru că nu ar fi fost o discuție ca 2 oameni care se gândească că există niște copii în casa aceea. Ea nu ținea cont. Începea și țipa. Ea începea să țipe, să urle și știi făcea o tragedie totală. Dar tu mi-ai răspuns la întrebarea. Tu, socrilor tăi, acum le-ai spus? Doamnă, eu ca să vă explic. Cu socrii mei am avut o relație bună până la 11 martie. N-am avut conflicte cu ei până la 11 martie. Bine, dacă facem referire la primul băiat, că la început nu m-au dorit și că până la 1 an și 1 lună nu l-au văzut pe băiat, asta este o altă poveste. Dar din momentul în care au acceptat relația mea cu ea, nu am ce să reproșez în special tatălui ei. Adică nu am nimic de reproșat tatălui ei, poate mama ei, dar tatăl nu. Și tatăl, de exemplu, tu i-ai spus, uitați, eu nu mă înțeleg bine cu fica dumneavoastră din cauza copiii. Dânsul, ce ți-a spus? Haideți să vă spun. Eu, imediat după 11 martie,
Am avut o discuție cu ea în care i-am spus lucrurile care le-am povestit doamnei. Așa. Să meargă la un specialist, așa, să mergem, așa, să facem. După l-am sunat pe tatăl ei. Am avut o întâlnire și cu tatăl ei. Și cu mama? Nu cu mama, ei, doar cu tatăl ei. Ne-am întâlnit și am încercat să-i explic. Domnule, uite, este o problemă pentru că Simona l-a bătut pe băiat, nu are grijă de el cum trebuie. Domnule, lui n-a vrut să înțeleagă, a spus că eu mint. I-am spus, domnule, am și niște probe să vă le arăt, nu vreau să văd nimic și cam asta s-a întrerupt discuția și din momentul ăla nu mai am avut dialog. Vreau să o întreb și pe Bianca, pe Bona. Întrebați-o, vă rog. Când pleca ea noaptea și tu rămâneai cu copiii, ea unde pleca? Adică ți se dădea, era suspicioasă în vreun fel, vedeai vreo discuție între ea și cineva pe telefon, aveai vreun detaliu despre ce face? Ei au un restaurant deschis. Adică l-aveau împreună, dar acum nu mai este împreună. Ea mie de multe ori îmi spunea că merge pentru că renunț și trebuia ca șeful restaurantului să fie prezent, să se ocupe, da, de ei. Deci asta este singurul lucru pe care l-am auzit în două seri când ea a plecat. Dar restul de seri nu am auzit absolut nimic să-mi spună unde merge sau ce face, când vine. Din potrivă, eu îi trimitea mesaje. Vii acasă, dorm cu fetele, ce le fac să mănânce, ce toate. Ea pur și simplu nu mă răspundea. Eu mă răspundea dimineața când citea mesajul. Păi, dar ea nu venea noaptea acasă? Nu. Și unde, deci, se duce? Noi din august, septembrie 2022, până în martie, noi am stat la casa părinților ei. Ea pur și simplu era în fiecare zi plecată, aproape noapte de noapte plecată, cum a spus și domnul tatăl. A fost băiatul răcit două săptămâni, ea nu a intrat două săptămâni în casă să-și vadă fetele. Ba, din potrivă, i-am trimis o poză cu ele și ea mi-a scris înapoi: mamă, ce le-a crescut părul într-o săptămână. Deci nu avea nicio tangență cu copiii și el cu statul pe acasă nici atât. Acum, gândiți-vă că fetele astea au un an de zile, ea într-un an de zile nu le-a făcut baie cel puțin de 5 ori, care pentru o mamă ar trebui să îi deschide, să-și facă amintiri, că-s copiii ei. Ar avut foarte multe ajutoare. Poate că de acum o să înțeleagă cum se cresc niște copii, că nu o să aibă nici cine să-i spele copilul. Ajutoarele în casa unde locuiau era bunica de 84 de ani. Nu, zic de acum acolo, pe cine o să aibă? Nu, dar și înainte, când au plecat din locuință de la noi, da, și s-au mutat la o casă a părinților ei, locuia doar bunica de 84 de ani și Bona. Atât, adică să ai grijă de trei copii. Da, săraca Bona așa... Aș vrea să te întreb pe tine. Fata asta, soția asta, ta, cred că a avut o provocare în copilăria ei, pentru că ea nu are dezvoltat simțul matern. Nu are deloc. De ce, doamne? Aceasta v-am spus de la început când am... Are o provocare. Ceva i s-a întâmplat, femeia ăștia. Nu s-a întâmplat. Ea, acum, eu nu vreau să vorbesc prost de părinții ei, pentru că nu a venit aici să vorbesc de părinții ei, dar... Da, bine, normal. Eu ce știu de la ea, vă spun că ea a fost crescută de mătușii la rândul ei, pentru că părinții ei munceau foarte mult. Da, dar e viața ei... personală, copilăria ei, și nu vreau să ducem în discuția. Exact, nu vreau să vorbim discuție copilăria sau cum este ea, dar ea este o persoană foarte rea și răzbunătoare. Nu ține cont, nu are respect, nu are bun simț. Are o mare durere. Din punctul meu de vedere, ca terapeut... Știți care este durerea? Îi place să sufere de șefă. Să comande pe toată lumea. Acum, durerea ei cu durerea ei, dar ce face cu copiii? Asta e întrebarea. Că acești copii vor fi crescuți de această femeie care înțeleg că are și niște dureri. Ascultați-mă puțin, am și o întrebare. Dacă ea în tot acest timp spune că se luptă, de 4 luni de zile se luptă pentru copiii ei, o mamă care îi iubește atât de mult, se luptă doar cu legea sau încearcă să vină să-și vadă și copiii? Exact. Eu nu sunt mamă, sunt mătușa lor, dar eu sunt nedezlipită de lângă ei. Nu plec absolut deloc. Sunt 24 lângă copii doar când am treabă sau cam la dumneavoastră. Ea a venit în primele 2 luni, în prima lună, de fapt, de 4 ori să-i vadă câte 15 minute jumătate de oră. În una din sosirile ei la noi acasă, i-am spus surorii ei, că a venit cu sora ei, băi, mai bine nu ar mai venit decât să stea jumătate de oră, că mai mult rău le face copiilor.